Vărcel s-a oprit toate concursurile, simulacrele de concursuri la care s-a dat drumul pe ultima 100 de metri de acest guvern. De asemenea, domnul ministru de externe, vă rog să analizați cu mare atenție modul în care au fost făcute numirile pe pozițiile diplomatice de consul general, de consul, să verificați în ce măsură s-au îndeplinit condițiile legale, să-i rechemați imediat pe aceia care au fost trimiși fără să aibă nicio legătură cu diplomația și cu misiunile pe care trebuie să le exercite personalul diplomatic. Este foarte important să demarăm procedura de curățare a instituțiilor publice de aceia care ocupa funcții de demnitate publică și care nu și-au exercitat funcțiile așa cum ar fi trebuit. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor generali și a celorlalte categorii de funcții care depind de ministru și de premier, pentru că trebuie să readucem competența, profesionalismul, integritatea în fruntea instituțiilor publice și terminăm odată cu pilăraia, cu nepotismul care au generat. Am semnat ieri niște decizii băiatului, băiatului, băiatului și așa mai departe.